Bună ziua, dragii mei! Bine ați revenit în lumea preparatelor delicioase și sănătoase, unde în fiecare vineri vom găti împreună rețete cu carne de curcan de la Peneș Curcan. Astăzi vom pregăti rulouri din foietaj cu mușchiuleț de curcan și ciuperci. Urmăriți-mă în continuare să vedeți cât de ușor se prepară! Pentru a pregăti această rețetă veți avea nevoie de 400 g mușchiuleț din piept de curcan de la Peneș Curcanul, 400 g foi fine de plăcintă, 400 g ciuperci, 100 g de unt, o legătură de ceapă verde, o legătură de pătrunjel, o lingură de ulei de măsline, sare și piper. Începem prin a pune o tigaie pe aragaz la foc mediu, în care turnăm uleiul de măsline. Adăugăm ceapa verde tocată și o lăsăm până se înmoaie și devine ușor gălbuie. Tăiem în cubulețe ciupercile și le adăugăm peste ceapă. Le gătim timp de 5 minute, după care transferăm compoziția într-un bol. Tăiem mușchiulețul din piept de curcan în cubulețe și îl adăugăm peste sucul rămas în tigaie. Asezonăm cu sare și piper, amestecăm și le gătim până se rumenesc ușor. Peste mușchiulețul de curcan, adăugăm compoziția de ciuperci cu ceapă, pătrunjelul tocat și un praf de sare. Amestecăm și lăsăm totul la foc mic pentru 2-3 minute. Când este gata, punem compoziția deoparte și putem pregăti foile de plăcintă. Le separăm cu grijă să nu se rupă, ungem fiecare foaie cu unt topit și le suprapunem. Vom folosi 8 foi în total. Cu ajutorul unui cuțit, tăiem foile în dreptunghiuri. Pe latura mare a fiecărui dreptunghi, punem compoziția de mușchiuleț, de curcan și ciuperci și apoi rulăm până aproape de margine. Ungem marginea cu unt topit, după care rulăm până la capăt. După ce am terminat de pregătit rulourile, le așezăm pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, le ungem cu puțin unt topit și le băgăm în cuptor la 170 de grade timp de 30 de minute până când devin aurii. Rulourile din foietaj cu mușchiuleț de curcan și ciuperci sunt gata! Aceste rulouri sunt delicioase atunci când sunt calde, dar se pot servi și reci. Iar dacă le acompaniați cu salată sau cu sosul preferat, devin și mai gustoase. Scrie-ne în comentarii să ne spui cum ți s-a părut rețeta, iar dacă vrei să vezi mai multe rețete cu carne de curcan, abonează-te la canalul nostru. Ne vedem vinerea viitoare cu o nouă rețetă Peneș Curcanul.